Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție România Inteligentă. Avântul tehnologiei aduce în țara noastră primul administrator de bloc creat cu inteligență artificială. Asistentul virtual al locatarilor funcționează într-un complex rezidențial din nordul capitalei. Numele meu este Irene, sunt asistentul tău virtual și voi avea grijă ca viața să fie frumoasă și fără birocrație în cadrul ansamblului. Ea este Irene, primul administrator de bloc virtual din România. Promite să comunice constant cu locatarii, fără multe hârtii sau vizite la biroul de administrație. Îți va transmite cu zâmbetul pe buze tot ce trebuie să știi. Începând de la cât de frumoasă este ziua, spunându-ți bună dimineața în lift, seara când ajungi acasă în lobby, spunându-ți bună seara, iar ulterior îți poate comunica inclusiv faptul că cineva a uitat în parc, un copil a uitat în parc un obiect personal. Îmi poți spune administrator de bloc, dar fără fond de rulment și salariu. Acasă nu este doar un spațiu, este un sentiment, o emoție. Ideea unui astfel de gadget a venit în contextul în care oamenii sunt tot mai ocupați, iar birourile de administrație nu au program non-stop. Din punctul meu de vedere, că vrem, că nu vrem să acceptăm, inteligența artificială se dezvoltă cu o rapiditate în care dacă nu ținem pasul cu ea, rămânem în urmă. Interacțiunea cu locatarii se va face online. Irene urmează să fie perfecționată continuu, acum fiind considerată un real ajutor al administratorului. Toate informațiile vor fi stocate acolo și ea va putea să le dea mai departe. Am vrut să facem în primul rând lucruri care să fie pentru viitor, nu pentru prezent. Și de aceea am adus lucruri noi. Administratorul de bloc virtual este primul pas către ceea ce entuziaștii numesc casa viitorului.